Medicii din țara noastră vor face stagii gratuite în instituții medicale din Turcia. Potrivit Ministerului Sănătății, instruirea se va desfășura în cadrul unui nou program de colaborare care urmează să fie semnat între Ministerele Sănătății din Moldova și Turcia. Planul de acțiune între Ministerele Sănătății din Moldova și Turcia va fi implementat în perioada 2017-2020. Documentul prevede instruirea medicilor în domeniile asistenței medicale, prespitalicești, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară. Endovasculare și ortopedie. De stagii vor beneficia și specialiștii în sănătatea publică. În prezent, Ministerele sănătății din Moldova și Belarus colaborează în domeniile controlului calității preparatelor medicamentoase, recunoaștere reciprocă a protocoalelor tehnice și medicale de laborator și a certificatelor igienice a mărfurilor.